Yay! Ce mă distrez aici cu prietenii mei! Suntem într-o mini-vacanță cu jet-ski-urile! Lucia, vezi că te întreg să știi, vezi? Vino, vino! Mamă, Lucia, ți-ai trecut frica! Nu, păi ce, mă, aici la mal. Aici la mal sunt ok. Ce Oana? Ce s-a întâmplat? Mi-a furat cineva benzina. Ți-a furat benzina? Păi trebuie să-i dăm de la noi. Oana, păi eu cred că ți-a terminat. Ai consumat tu prea multă, că ai făcut-o. Băi, nu mai da cu baloane de apă în mine. Băi, vino mă încoa. Ia uite-o mă pe Oana, vino mă Oana încoa. Te prind, Oana, fii atentă. Fii atentă, vezi acele pietre care sunt acolo? Legenda spune că pe acea piatră a stat o sirenă foarte frumoasă care cânta. Ce, mă? Da, exact. Tu crezi în așa nu ceva? Nu pot să cred. Păi eu chiar cred, logic. Adică, tu nu crezi? Păi am citit în cartea de basme. Nu am văzut niciodată. Cartea copiilor? Da, era de la grădiniță, am luat-o. Da, și vreau să fiu o sirenă. Azi să schimbăm, să-i punem și benzină Oanei, că vrea și ea să joace în continuare cu noi. Ia că trebuie să luăm de la mine. Gata, Oana, e ca nou bărcuța ta, poți să te urci în ea. Hai, urcă și eu zic că este timpul să plecăm în continuare. Ce e asta? Ce e aia? Bă, ce? Dar stai, e... cred că e prieten. Mai e prietenoasă? Gigante de drăguță. Și ce are? Uite, e prietenoasă. Bună, ce faci? Ia uite, chiar e drăguță. Ia uite. Bă! Dă cu ceva! A dat cu ceva noi! Mare are! Bă, a vrut să mărce! Măi, e nebun! A lovit-o, Cristinel! Mă, Cristinel e nebun? Bă! Poate să și cheamă prietenii după! Iachi! Ai de capul meu! Ulu, chiar și-a chemat prietenii! Nu! Ai de capul meu! Bă, Cristinel, ce-ai făcut? De ce ai dat în ei? Că bă, ea și-a adus prietenii! Doamne, uite cum sunt acolo! Bă, dar chiar e bine că măcar nu vin după noi, adică e... Mamă, ai de capul meu, unde e Lucia? Lucia, vino! Mamă, Oana, ți s-a spart barca! Oana, trebuie să mergem, Oana, trebuie să ne grăbim, că o să se scufunde Oana! Mai știi drumul! Nu știu drumul, nu știu, parcă pe aici, uite că mi-amintesc insula aia, uite-o știți? Parcă... Da, uite că era aia de la, știți voi, din oraș, din... Crisel, dă cu baloane cu apă, serios! Da. Stai, mă, Crisel, mai ok, pe aici, parcă pe aici... Ștefan, unde eram? Nu știu, e văd doar uite-mi cu insulă, da, acolo. A, asta e, cred, sau? Mă, ce e asta? Bă, nu e asta! Ce? Mă, ce e insula asta, fraților? Nu e asta? Da, nu e asta, Oana, păi de pe asta am venit noi? Nu ți-amintești că aia era mult mai mare? Ia să ne parcăm aici. Păi nici eu n-am văzut-o. Mă, ce e insula asta? Mă, fraților, unde am ajuns? Ok. Mă, sper să nu vină mâștria după noi. Sper să nu urmărească șerpii aia. Da, ideea e că totuși sper că nu o să ne atace gen în mai mulți. Ai văzut că au venit în mai mulți. Și cum ar fi să vină o invazie de mult mai mulți de aia gigantici? Lași, mă, nu copii. Bă, îți dai peste gură. Îți dau ție peste gură, uite, cu baloane. Bă, nu mai da cu baloane mine, bă. Ia uite-mă la ea. Păi și ce pe insula asta? Mă, mă, dați niște flori pe care nu le-am văzut în viața mea. Ce sunt florile astea? Parcă curg. Mamă, exact, parcă plâng sau ceva. Mă, ce? Mamă, zice că e de foc. Mamă, dar chiar asta e de foc? Scară? Da. Mă, dar ce e? Bă, ăla-i doctorul. Și mă locuiește. Voi-l vedeți? E doctorul. Hai să mergem la el, dar trebuie să notăm. Sunt sirenele. Păi, da, exact. Bă, da, chiar. Bă, e sirenă. Doctorul e sirenă. E singura sirenă. Doamne. Cum e, fraților, doctorul nebun, o sirenă? Hai că trebuie să notăm la el, să vedem cât de repede putem să ajungem și ce caută și el. Mă, da, nu vi se pare ciudat că gen și doctorul e aici cu noi, pe aceeași insulă? Bă, sincer, chiar mi se pare cam foarte ciudat, sincer. Păi, mie mi se pare puțin cam ciudat, sincer. Ha, mă rog, în fine, să vedem ce face și el, doctorule. Ce face aici cu noi pe aceeași insulă? Adică Ștefan. Am vorbit cu el. Păi nu așa, uite că se uită la tine, e supărat. Salut, văd că și voi ați ajuns pe această insulă blestemată. Mă, ce? Blestemată? Păi, blestemată, dar adică se referă cred că la monstru ăla sau ceva, nu? Adică nu, uite, dar se uită la insulă. Care sens că nu se uită la... Mă, ce e aia?
Voi vedeți și voi templul ăla ciudat acolo? E un templu în depărtare, e foarte în ceață. Mamă, păi și... Nu cred că am ochelare, nu prea văd. Da, ok, păi și care-i treaba totuși cu insula asta? Adică este o problemă mare. Acei monștri sunt mai puternici ca niciodată și nu avem cum să scăpăm de ei. E bine că suntem separați de un zid invizibil. Un zid invizibil. Ce zid invizibil? Mă, ce? Da, mă, unde e? Un zid invizibil? Mă, ce? Bă, ce e ăsta? Păi de ce nu e ăsta? Ăsta numai zid nu e. Păi stai, cum putem să, putem să trecem prin... Mă, acum nu mai pot să trec prin el. Ce e asta? Doctorule, ce e asta? Dacă vin și el, mai bine închis. Ok, da, nu, adică e o idee bună pentru că gen așa ne blochează de serpenția sau ce ori fi ei, cred că nu. Zici tu? Păi, o să mă gândesc, trebuie să stăm aici să mă, până mă gândesc la ceva care să ne scoată de aici. Până atunci, citește cartea asta. Mă, ce? E vreo carte pe aici sau ce? Cartea asta, mă, ce? Această insulă se numea Insula Castravete. Probabil te întreb de ce se chema așa. Ce? Exact. Păi da, exact, dar chiar mă întreb. Ei bine, era unui miliardar care a făcut o plajă privată aici, dar ceva nu a mers bine și totul ar trebui să fie abandonat. Mă, ce? A, da, poate chiar, uite! Îmi pare abandonat, sincer. Exact. Ia să mai vedem. Lucruri misterioase, inexplicabile, grave, horror. Mamă. Ok, atunci... păi și doctorule... Nu știu ce să facem, adică cred că o să te lăsăm să te gândești atunci și gen, nu știu, noi o să încercăm și explorăm pe aici sau ceva. E ok, voi explorați pe aici și eu mă ocup de restul. Ok, doctorule, ok, hai să explorăm pe aici, cred. Ok, sper să nu fie ceva horror, cum zicea, păi, că... nu știu, adică în cartea scria horror neexplicabil, groaznic. Ce e, mă, horror aici? Păi, nu știu exact ce poate să fie. Da, nu știu, mai e nebun Crisnel, nu știu ce tot are. Doamne. Eu zic să iei ca animal de companie acasă. Exact, asta zic și eu. Să păi exact, dacă unde? Vede un... Mamă, uite că facem parcurs prin copaci ăștia, da, ia. Da, unde era peștera aia? Așa? Uite, aici. Ia uite, mamă, ce mai aici? Mamă, sunt torțe arse. Uite, sunt torțe stinse. Mamă, și ia încestul ăsta. Dacă a fost ceva aici, ia uite, ia uite ce încestul ăsta. Ia uite. Dă-mi eu. O vrei, o vrei? Da. Nu ți-o dau. Da, dar ți-o dau tot din el. Dă-mi eu. Nu ți-o dau? Nu. M-ați luat voi tot. Păi eu n-am luat nimic, eu am luat doar asta, nu știu despre ce vorbești. Ia să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Deci mai e oare ceva foarte inexplicabil și horror, cum spunea doctor? Eu văd că este un ponton care are niște dăstea de pescuit. Adică ce poate să fie horror în chestia asta? Clar nu înțeleg. Și o fi avut pescar. Oricum eu am văzut că parcă, uite, da, exact, am văzut de pe partea asta că era o plajă sau ceva. Ia să vedem ce, care-i treaba cu plaja asta? Ia uite, e, mamă, aici cred că era limonadă. Mamă, ce tare! Bună ziua, cu ce vă pot servi? Mamă, ești Lucia? Sticle goale. Lucia, cred că în ăsta era un păian, gen, era o tarantulă, cred că, și ai luat-o. N-am luat nimic, nebun! Lucia, uite pe spate, uite pe spate, Lucia! Da, nu ia și pe aici ce, mamă, văd că sunt niște șezlonguri foarte vechi, gen, extrem de vechi. Băi, uite ce stai. Să stai tu, bă, pe ăsta, urătane ce ești, auzi, mă, spune eu să stau. Doamne, și... Păi ești în stațiune până rezolvă doctorul tot. Păi nu mă deranjează, ne bronzăm. Ia să vedem, eu mă mai duc pe partea asta. Ia vino și tu, Lucia, după mine, lăsăm pe ea doi acolo, pe ea doi porumbei. Și... am venit. Păi da, să ne uităm sus acolo, nu că nu ne-am uitat sus de tot pe insulă. Mă rog, nu cred că poate să fie ceva. Ce, ai văzut ceva sus sau ce? Am văzut într-un copac ceva, mă, parcă ce? O scară. Ok, ia să merg și eu acolo. Ok, mamă, dar trebuie să facem parcurs grav pe aici. Ia, da. Da, uite că văd și eu. Mamă, ce e aia? Ok. Într-un copac, ai vedem. Văzut? Da, am văzut și eu, uite că văd. Mamă, ce mai aici? O cărare pe aici. Da, ce? Se vine? Eu, o cărare? Eu am spart copaci, gen. Ce faci, nu cred că trebuie să fac asta. Ok. Ce asta? Nu știu, ia să vedem, deci ne urcăm pe aici. Hai, Lucia, du-te! Stai, mă, că trebuie spar, că nu pot să sar. Păi trebuie spar, că a crescut natura pe aici, haide! Hai! Hai! Bă, da, ok, mă, ce e aici? Na, păi eu am făcut parcurul, tu nu poți să faci parcur, băi, tontoloico. Ia că e aici niște pește, niște... mă, ce? E o cheie. Am luat-o peștele, ia eu. Da, eu am luat o cheie. Și... Bără, ce cheie, mă? Asta o casă în copac? Da, a căzut din copac.
Doamne, ce tontoloaică! Vai de capul ei! Uite, mai este o cărare pe aici. Mai e o cărare pe aici? Pe cărarea asta cred că duce spre Cremlin. Dar cred că nu mă duce nicăieri. What? Ce-i asta? Mă, ce? Ok, sunt niște chestii foarte învechite. Este locul meu unde dormeam eu când eram mic. Aici dormeai tu? Păi, Ștefan, asta e insula ta cu Vatu, erai miliardarul. Da, ce? Am în față de miliardar. Să mă uit la tine, nu prea ai, sincer să fiu. Deci, ok. De ce am față? Da, uite, gen, e ok și e un templu acolo. Ce spuneți, vreți să mergem la templul ăla să vedem care-i treaba cu el? Păi cum să mergem? Dar nu putem ieși Jackie de aici. Păi ba da, pe dedesubt, uite că pe dedesubt nu e blocat. Pentru că probabil ăla nu poate să intre pe dedesubt. Tu vrei să nu-ți punem partea aici, nebun? Păi normal, nu? Chiar o idee bună. Nu, fiți atenți, eu zic să luăm bărcile alea, că sunt niște bărci. Exact. Le putem ține în mână. Da, bravo. Mama Lucia, vezi că nu ești netoată degeaba. Păi fac orice să nu ating apa. Da, hai, care intră cu mine? Cristinel, ok. S-a pus Cristinel rapid. Uite că mai e acolo o barcă, luați-o pe aia de acolo. Și eu cu Cristinel mergem în față. Ha, Cristinel, recunoaște-ți, e frica de nu mai poți, este că suntem pierduți de departe de casă. Nu, mi-e frică. E vrăjeală, măi, vrăjeală. Hai, că nu ți-e frică dacă e, că efectiv am văzut că ai făcut pe tine, plângăcesule. Ia, dă-te jos să spargem asta. Nu, i-am uitat în apă. Dă-te, bă, așa, haide, așa, perfect. Dă-mă încoa, așa, hoțul meu. Ce sunt în barcă? Așa. Păi, mă, ce faci mai? Luați pe dedesubt așa și puneți aici, ia să vedem. Ia, urcați după mine. Hai, care urcă primul? Hai, Crisnel, așa, bravo. Avem voie să ieșim dacă mai sunt de aia. Păi, nu știu, acum mergem pe cont propriu, cred că nu, adică ne riscăm. Eu zic să ne riscăm, merită să ne riscăm, nu, Crisnel? Ia să vedem. Okay. Mamă, templu. Mamă, e un templu. Ia să intrăm în templu ăsta să vedem ce se întâmplă. Mamă, vai de capul meu. Ok, ia, scoborăm frumos. Oh my god. Vai cum arată. Uite un lever. Uite unul și aici. Cheia. Mă, da, cheia, dar stai că avem lever înainte. Ia lever. Eu m-am apăsat pe toate. Ce e asta? Stai, poate deschis pe lateral ceva. Ia să vedem. Stai, a deschis ceva pe aici? Ce, se deschide aici ceva? Mă, ce? Ăsta de aici? Mă, se deschide ceva, dar nu înțeleg ce. Ia să vedem, oare pe aici ceva? Vai de capul meu. Băi, e foarte fricoșitor, sincer, fraților. Adică dacă mă întrebați pe mine, mamă, aici e o altă insulă, eu acum văd. Mamă. Nu, pe aici nu e nimic, dar eu am cheia asta. Ce spune să o folosesc? Să văd dacă deschide chestia asta jos aici. Da, folosește. Ok, nu, dar vreau ca înainte, dacă e orice, să avem bărcile în caz de. Ok, deci toate bărcile să fie orientate. Luați-le pe toate, să le orientăm pe direcția cu insula pe care am venit noi, ok? Luați-o, hai să sparg eu pe asta repede. Ok, păi nu e pe aici, nu? Ba da, perfect, o punem pe aici. Și puneți-le pe acolo să fim pregătiți în cazul în care, hai. Ia, veniți încoa că vreau să deschidem. Mamă, frățul, mic am frică. Haideți. Haide, Lucia. Da, vreau să stați cu pumnii, să stați în gardă, ok? În cazul în care ceva... Dacă stau pe asta. Nu cred că e bine să stai acolo, dă-te de acolo. Mă, dar chiar e ceva să stai acolo, nu cred. Hai să deschidem. Bă, dacă e ceva în pod. Păi, nu cred că e nimic în pod, haide. Mă, ce? S-a închis, cred că trebuie să dăm de lever, ia să vedem care deschide. Da, mă, dar să Mamă, ce e asta? Ai de capul meu. Mă, ce? Ce e asta, e pistol? Ce e aici? Nu e un pistol, e... Ce mă, asta? Mamă, și o îmbrăcăminte, ia că vreau să o iau eu. Ia, dă îmbrăcămintea încoa. Bă, care mi-a luat îmbrăcămintea? Oana, vreau să mă costumez full în... Mă, stai, e troll. Ia, parcă sunt troll. Bă, ia, dă-mă ciocanul ăla încoa. Dă-le încoa, că altfel te lovesc cu bulgări cu apă. Dă, bă, ciocanul. Dă puțin să-l văd și eu. Au! Dă-mă să-l văd și eu, răule. Așa, ia să vedem. Cum am stea? Mamă, cum arăt cu el. Uu, ce scary ești. Oana, tu realizezi că probabil craniul ăla e al unui om care gen... Cine știe ce s-a întâmplat cu el, nu? Cristinel, vină mai jos, unde te-ai dus, Cristinel? Mă, ne închide. Ne-a închis? Măi, nebun? Cristinel, deschide. Ce? Ha, ce tare arăt așa. Ce vreți, mă? Ce aveți? Tu unde ești? Ce eram? Cum adică? Nu, am urcat după voi când îl băteam pe Cristinel, că e un nesuferit și mâine revează. Băi, Cristinel,
Ha, mă rog, în fine, hai să vedem care mai e treaba pe afară, să vedem dacă putem să... Aoleu, mă, ce? 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 Mă, ce? Ce-s mă ăștia? Făcuți din piatră. Mă, dar nu se mișcă. Păi, dar nu erau aici ăștia mai devreme. Mă, ce? Tu ești industrolule. Eu? Bă, dar stai, eu sunt troll. Bă. Mă, ce s-a întâmplat? De ce e mijlocul nopții? Noapte? Nu, nu cred. Adică, eu am făcut noapte. Nu cred că am făcut noapte. N-aveam cum să fac eu noapte. Cred că e timpul să ne întoarcem pe insula în siguranță. Zici tu să ne întoarcem înapoi pe insulă? Păi, păi poate vine da. Și din umul cum ar fi, poate, bă, dar chiar poate exul ăsta poate să putem bate hidra aia gigantică cu el sau ceva? Că gen, îi tăim capetele și ce zic? Nu știu, tu vrei să te liști să mergem putra ei? Păi, a, da, chiar că la hidre cresc altele. Bă, nu știu sincer ce să zic. Mă rog, eu zic că sincer trebuie să mergem înapoi pe insulă. Hai să lăsăm ciudățenia asta de insulă în pace, pentru că mi se pare foarte, foarte ciudată și... Ești, mai ești în tuneric acum. Ce-i, mă, Oana? Ce? Uite-te la ușă! Mă, ce nu ce? Mă, ce s-aștea? Salut, ok. Mă, ce? Bă, ăștia sunt troli? What? Da, sunt ca și ăștia drumului. Păi, nu pot să eu, Morgan, pot să intru peste ei, ia stai așa. Mamă, frate, ce se întâmplă acolo? Ai de capul meu. Mamă, ce ochiuleț are. Ia să vedem, ia să spăl. Aoleo! Mamă, cred că sunt nervoși că am luat ăsta. E, dar ceva nu-mi pasă. Hai să mergem înapoi pe insula noastră. Ce faceți? Mă, aveți mă grijă, că ăștia vă bați, sunt periculoși. Hai să plecăm, da, exact, eu zic să plecăm, mai luăm barca. Și, bă, am luat-o pe sus. Hai, eu am pus-o, iau-o de acolo, Ștefan. No, bă! Curbărcile, haide, haide, urcă aici, urcă aici. Hai, Crisnel, tu te descurci singur. Hai să mergem, ok, doamne. Bă, dar a fost foarte ciudat, ați văzut trolia? Măcar acum am o armură și un ex foarte puternic. Deci, cred că, sincer, totul este foarte, foarte bine. Da, am charcoal. Dar, da, cred că ne ajută și ăla la absolut nimic. Ștefan, ce crezi că ne ajută charcoal? Adică, să fim serioși. Fac torțe. Hai, că faci tu torțe dacă e. Nu faci tu nicio torță. Ok, să punem barca asta sus. Hai, Ștefan, unde ești? Ah, bă, ești ultimul. Aici, vino, bă. Vino de aici. E bine, înoată dacă vrei. Hai, la ponton acolo. Biom, biom. Ia că încerc, vreau să încerc să sparg barca. Vino, mă, încoa să sparg barca, dar nu pot să eu sparg, că trebuie să dau și la vâsle. Ok, bă, dar chiar că și noapte e și... Ok, mamă, dar ce ciudat arată ăla aici. Păi, cred că de vreau să dormim, nu? Ce are ăsta? Păi eu zic să dormim pe plajă, hai nu că ce se poate întâmpla? Nu, no, eu nu mă duc în peștera aia. Păi eu dorm pe plajă, cum adică? Păi cum Ștefan? Uite deasupra, cum poate să plouă, serios? Ce e asta, adică? Aici, dar ce facem, Oana? Eu nu stau aici, vreau să stau pe șezlong. Aici măcar... căsuță, dar e doar. Da, nu știu, eu mă duc pe plajă, adică e mult mai bine pe plajă, sincer. De ce aș dormi lângă 5 oameni, unul lângă altul, decât să dormim pe o plajă care este deschisă, în aer liber? Eu zic că e mult mai tare, sincer, aici. Haideți, mă, papă lapte, veniți aici, să dormim, ia uite. Mă, ce aici? Nu era gaura asta aici sau? Ce? M-am jucat de cu Cristinela, am îngropat în sip. Doamne, ce tontoloaică! Ce asta se face la plajă, ok? Ba, nu spargi din sipul, Oana, nu strici. Nu știu, nu-mi pasă, eu mă pun să mă culc aici. Că mi-e foarte somn. Ce bine am dormit. Nu știu ce spuneau ăștia că nu o să dormim bine pe plajă, dar eu chiar m-am simțit bine. Mă doare spatele la asta. Ce faci, mă? Ce are, mă, ăla? Ce faci, mă? Ce faceți, mă? Cât e ceasul? Cristinele! Doctorul, văd că tot acolo e, dar... Mă, Cristinele, ești nebun? Băi, eu chiar pusesc și că am dormit foarte bine. Păi, armura asta este foarte, foarte pufoasă. Nu știu, mă, ce face. Băi, Cristinel, tu mă enervezi, băi. Hai să mergem la doctor să vedem cine mai spune că poate a găsit ceva sau a rezolvat ceva. Da, eu cred că a stat acolo degeaba toată ziua. A, bă, Luci, am te mai luat de el, că știi că el ne ajută de fiecare dată când avem nevoie. Sigur. Da, ne și bagă în belele. Păi, exact asta mă gândeam și eu, că el le face. Păi nu, că nu el ne-a trimis aici, a venit de unii singur, el nu? El ne bagă în belele și după aia îi lasă pe pare că văd că el a făcut insula asta. Nu, mă, n-are cum să facă, că azi miliardar, e doar milionar, nu miliardar. Neața, domnul doctor nebun, ce s-a mai întâmplat pe aici? Putem să întoarcem acasă? Vreau acasă acum. Acum vreau acasă.
Neața, am văzut că ați fost la templul acela, ați găsit ceva? Cred că se... Se vede. Lucian, adică da, am găsit, da, uite, chestia asta, am găsit niște foarte mulți troli și armura, și armura. Și ești elefant. Păi, altceva ce? Păi ce altceva? Și asta, uite, ciocanul, pe care o vrea Oana. Ciocanul, am găsit un ciocan mare. Mă, taci, mă, că nu trebuia să-i spun de ciocanul ăsta. Da, mă rog, și ciocanul ăsta. Păi, tata, poate... Mă rog. Cred că asta mă va ajuta să dobor acei monștri, dar înainte de asta... Înainte de asta ce? Mamă, deci trebuie să-i dau ciocanul sau ce? Că nu înțeleg la ce vezi, se referă. Vezi, am zis că era important. Doamne, bine mă, ial. Da, mamă, dar chiar îmi plăcea ciocanul ăla. Acum că l-am dat... Acum oh, nu! O să vă teleportez eu înapoi în oraș! Nu, 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 nu! Mergeți pe ponton și acolo o să fie un teleportor! Mamă, trebuie să mergem pe ponton! Ai de capul meu! Cum ne-au găsit mă ăștia? Doamne, nu e bine, nu e bine! Oana, nu mai vina ta! Te-ai dat cu prea mult parfum! Cu parfumul ăla al tău nesuferit. Trebuie să-l dai mai devreme să-l întrebi. Păi da, dar l-am dat oricum, l-am dat, că nu mai e la mine, l-a luat el. Poate cred că, mamă, cred că o se bată el cu... A dispărut. Nu mai e. Nu mai e. Uite teleporterul. Uite, da, ăsta e teleporterul. Mă, ce e ăsta? Mă, uite. Curată. Ia, uite, hai să intrăm, hai să intrăm, haide, haide, haide. Avem loc? Nu apăsați pe buton. Păi da, avem loc toți. Nu, da, bă, bă, stai, bă. Dar de fapt, hai să ne luăm ăstea. Da, da, hai să le luăm. Băi, că... Nu mai... Doar Cristinel. Băi, da, da, banii mei! Băi, asta vreau și eu să o iau. Uite, măcar am luat-o pe asta a ta, Lucia, dar să știi că o să o păstrez eu. Hai, apăsați pe buton, că eu nu pot camâinile pline. Haide! Ok. Cred că a funcționat. Am ajuns. Mamă, ce tare! Ia-ți mă geschiul ăsta, ia că ți-l dau înapoi. Da, Lucia, să știi că... Băi, dar chiar eu încă am armura asta. Păi și asta... Ce poate să însemne oare? Dar oricum n-au cum să vină trolii aici, că lor le frică de soare, deci... Mă, nu mai râde mă de mine, că sparge schiul ăsta, dispari. Lucia, să știi că... Oana, poți să-l iei pe al meu, că mie nu-mi place pocean și așa. De ce nu mi l-ai dat mie? Că mie chiar îmi place. Păi, ea era supărată că nu mai are așa. Păi și eu, că eu am dat ultimii mei bani pe el. Îți cumpere altul, e ok. Ce mai faci, prieteni?